Salut internet! Iată că ne-am regăsit la un nou episod din seria mea preferată de pe YouTube și sper că și a voastră, Cum am ajuns aici, în care vin oameni să ne povestească, exact ați ghicit, cum au ajuns în locul în care se află. Astăzi, invitatul meu este unul dintre comedianții mei favoriți și nu doar ai mei, este unul dintre cei mai buni comedianți din România și vă spun din surse sigure că este comediantul la care toți comedianții apelează să îi spună glumele, să vadă dacă sunt bune, sper că n-am făcut dezacorduri, Viorel Drago! Sau, mă rog, Vio, cum îl știe toată lumea. Vio, ce faci? Cum ești? Salut, mă simt prost acum că sunt în pantaloni scurți. De ce? Și mi s-au și tras, că e cadrul ăsta așa mai... Nu știu dacă e ok. În fine. Pentru tine l-am făcut, că cine știe, bem ceva, da. Stăm la o vorbă și... Dacă știam, luam și ceva lung. În fine. Băi, uite, mă bucur foarte mult că în sfârșit... Mulțumesc frumos de invitație. Cu mare drag. Sunt foarte curios să aud povestea ta. Și cu siguranță așa. Și oamenii care se uită la noi, da. Pentru că știu că e o poveste extrem de interesantă. Tu ai plecat din Buzău. Vreau să știu cum ai plecat, cum ai ajuns de la Buzău. Așa. Toma la București. Tocmai la unde ești 100 acum. De kilometri. Nu, dar cum a fost drumul tău profesional până la a face stand-up și după aia discutăm și Teo, Vio și Costel, emisiune, vin și toate celelalte? Drumul profesional. De unde vrei să încep? Păi, nu știu, iau-o din liceu, probabil, nu știu, sau... Păi, ce-ți doreai tu să faci? Bă, nimic. Nimic. N-am avut niciodată un vis de a face ceva, nu știu de ce, nu mi-am dorit... În afară de basket și să fiu culturist profesionist. Ok. Na, basket mi-am dat seama că nu pot, dar culturist încă mai am. Ah, bun. Că asta mi-a plăcut mie în viață, basketul și culturismul. Și eram la culturism, na, am fost la sală odată în Buzău. Da, jur. Era o sală foarte, pentru că era doar la... aveam un culturist bun în Buzău, Săndel Mândruță. Și avea o sală, era singura sală. Și m-am dus acolo și am văzut că erau prea puși pe treabă oamenii, era o sală de asta foarte ro, așa. Ei mergeau la sală, în principiu. Da, da, vorbesc de 96-97, cred. Și mi-a dat seama că nu e pentru mine, dar am rămas fan al sportului și urmăresc culturismul, îmi place. Și cu basketul a fost ce a fost, dar așa, rest, e foarte ciudat și în continuare mi se pare asta că am ajuns să fac comedie, pentru că nu că nu eram funny. Într-adevăr, atrăgeam oameni fanii pe lângă mine, tot timpul, nu știu, se întâmpla și veneau și fără doar și poate oamenii sunt mai amuzanți ca sunt eu. Deci nu este niciun dubiu unde eu fac oamenii mai fanii. Poate o să reușesc să mă fac și pe mine mai fanii, dar momentan asta este... Bine, acum sărind un pic pe această discuție, tu cumva ești un pic comic. Nu? Adică eu nu știu, eu știu, cred că din, nu știu, 10 comedianți, cred că ești favoritul a cel puțin 6. Și toată lumea apreciază cum stilul tău de comedie. Da, dar nu n-a zice comics, că în primul rând, nu știu, ăștia care sunt comics, vor să fie comics? Nu știu că vor. Păi nu știu. Tu crezi că vor? Eu nu vreau. Niciodată m-a durut în cur de vor să fac pentru comedianți. Eu vreau să râdă toată lumea. Da, da, tu ai stilul ăsta al tău care este foarte, foarte fain și pentru oamenii care fac comedie. Adică oamenii care fac comedie înțeleg în mai profunzime ce faci tu pe scenă. Mă bucur că se întâmplă asta. Nu știu acum, cred că în ultimul timp, de fapt nu, asta e mai mult părerea mea. Dar să știi că înainte păream puțin mai, sau ce puțin în stand-up, mai interesați așa de ce se întâmplă în scena de stand-up. Și acum parcă cam scăzut interesul ăsta. Ok. Adică, da, rar pot să zic că se întâmplă să stau la un show cap-coadă. Cred că și din frustrarea faptului că n-am mai scris material și nu vreau să văd oameni cărora le merge bine. Da, e mega enervant. Da. Și... Bă, da, deci asta nu pot să zic că am fost neapărat funny, dar râdeam, adică steam cu prietenii și era destul de funny. Păi bine, dar tu ai venit la București cu un plan când ai venit? Nu. Eu am venit la București când m-a trimis taică-mi. Serios? Da, pentru că eu nu aveam treabă cu școala, am fost praf, am fost cât de cât ok între a 8-a, nu știu cum s-a întâmplat, deci fix când, cumva nu că a trebuit, dar s-a nimerit să fiu ok cu școala între a 8-a. Okay. Am dat la cel mai bun liceu din Buzău. Fără doar și poate HD-ul și am intrat, dar eu nu aveam ce căuta acolo. Eu nu eram de HD-ul, am fost cel mai prost din clasă. Serios?
Și eram și la cea mai proastă clasă de mate fizică. Era liceul teoretic și era foarte șmecher pe tot ce înseamnă real. Și cumva s-a făcut această clasă de rebuturi la F. Rebuturi în sensul, glumesc acum și nu ofens pentru colegii mei. Pentru că erau clasele astea dinainte, A, B era informatică, C, D erau, bă, șmecher. Mă stau să mă gândesc că eu am fost în G. Da, da, depinde și ce... Da, nu știu. Era cea mai bună, era, da. Se zicea G de la geniali. G de la geniali. Și am nimerit acolo și am fost destul de varz, așa, adică n-am avut nicio treabă. Da, am corigențe în fiecare an. Da, eram foarte prost. Adică prost și în sensul... Că, acum, uite, bine, erai dezinteresat. Eram dezinteresat, da, da, da. Și doar baschetul. Baschetul m-a și trecut... M-a băgat în bac baschetul. Că eram foarte nașpa la istorie între a 12-a și un profesor care nu mă suporta că nu învățam. Ca și cum avea ceva cu mine, eram prost. Nenorocit, îmi dădea numai 3 și eu nu știam nimic. Da, 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 da. Și te căcat. Și am fost la, am avut între a 12-a un meci cu Brăila și acolo a fost apogeul vieții mele. Mamă, Buzău cu Brăila, da, a jucat? Buzău cu Brăila, da. Deci da. Nimeni din Moldova la meciul ăla. Nu. Și acolo am băgat 40 de puncte, am fost exact ca Jordan, El Bundy. Nu, exact ca El Bundy, for touchdowns. Așa am avut eu la Brăila, în care, într-adevăr, a fost ca filme de alea chicioase. Noi eram bătuți în prima repriză, a venit antrenorul, m-a luat deoparte, dragule, ia mingea și dă coș. Și am terminat cu 40 de puncte, slam dacă în meci. Toate femeile care nu erau la meci. Da, absolut, absolut. Și apoi a venit profesorul ăsta în clasă și a întrebat cine-i dragul? Ascultă iar un până doi. Dragul. Deci, foarte, am auzit ce ai făcut pentru liceul nostru, foarte frumos, ai un 10 de la mine. A fost, băi, ești prost, Dar știi că pățeam și eu asta? Eu jucam fotbal, da. Da. Și mie diriginta îmi motiva 10 absențe la fiecare gol dat. Și eu așa am trecut clasa 11. Da. Că jucam un turneu, când aveam turnee între licee, și diriginta mea era soția antrenorului nostru. Și eu aveam note ok, învățam bine, dar îmi plăcea foarte mult să chiulesc. Da. Era problema. Și era 11 care mi se pare că e clasa fără miză. Da. Cât majorate, unde da, așa, da, da. Deja ai început să bei, să știi cum e? Exact. A 9-a, 10-a încă, mă rog, a 12-a bac. Bă, da, 11-a, mie mi se pare că e The Purge. Da. Și am avut ceva, 90 de absențe, de asta, știi? Și am avut noroc că la fel, motiva... Da, 9 goluri. Am dat, da, n-am dat 9, dar oricum, da, mi-a motivat. Da, da, păi da. Bun, și după aia ai venit la București? Da, după aia eu am terminat liceul cu ochiul cu vai, am luat bacul și am zis, nu avem ce am făcut idee, am zis hai să dau la ce a dat sormea. Sormea mai mare cu 2 ani, a dat la litere, la comunicare și relații. Pot să zic cu, cu sormea? E ok. Și eram cât de cât ok, că, adică fusesem ok la gramatică între a 8-a, și la engleză eram ok. La engleză e singura chestia, că eram bun. Eram ok. Da. Și am zis, era engleză și gramatică, hai să dau și eu la comunicare și relații. Nu am luat, bineînțeles. N-am fost varză, dar n-am intrat. Și apoi, taică-mi, eu am stat să nu știu, să mă duc la Spiru, la marketing și comerț exterior. Să duc eu firma Plastic Prod, să urc până la cer. Așa era taică-mi, mă duc la... Avea o firmă în Buzău. Da. Asta gândea taică-mi că face din mine om de afaceri. Și poți la București, dar... Bă, acum tehnic ești, cumva. Da, nu știu. Da, oarecum, dar încă nu, mai am. Și m-am dus acolo, bineînțeles că nu m-am dus la școală. Adică m-am dus, dar am stat puțin. Era o fată de care îmi plăcea, dar era way out of my league. În sensul de mai mult spre târătură. Nu zic că era frumoasă, dar era așa, mai îmi plăcea, era mai bagabuțic așa. Și am fost la două cursuri pentru ea. Pentru ea? Da. Pentru ea! Aș da orice! Da. Și după aia nu m-am mai dus. Am avut toate distanțele din lume. Bucuria mea era să mă întorc vinerea acasă, că n-am stat în niciun weekend în București. Bucuria mea să mă întorc să joc counter în weekend cu prietenii, stau cu băieții la bloc. Mă, frate, zici că e povestea de tipic de Moldova, mă rog, în Buzău. Da, da. Pentru că așa făceam și eu. Așa. Din Cluj. Plecam din Cluj în Suceava, okay. Dar eu aveam o iubită în Suceava. Și de asta, dar eu mă jucam Dota cu prieteni, știi? Da, da. Și eram, ce mă, să stau la Cluj? Și până am cunoscut oameni care jucau Dota în Cluj. Ah, ok. Nu mai plecăm acasă, gata? Da. Și
După aia, având toate restanțele, normal că a trebuit să repet anul. Ok. M-a hotărât cu un prieten de la blog să plecăm pe vas. A zis, ce nu, n-am școala de bine, hai să mergem pe vas, cu calul, pe care eu salut, salut calul. Păi și să faci ce pe vas? Ospătar. Ah, ok. Și, că eu, adică mereu am fost, nu că atras, mi-a plăcut zona aia, încă din, păi, cred că din generală, lucram la taică-miu, la fabrică. Și era foarte confortabil cu asta. Adică era Caterinca aia cu muncitorii care îmi place la nebunie. A, okay. Deci era foarte... Ia zi viu, i-ai dat una cu a mea? Muream după glumele astea. Pe asta l-am auzit-o. Da, nu? I-ai dat una cu a mea? I-ai dat una cu a mea? Era vorba de o colegă muncitoare la Big. Big e un aparat care îți pliază cartonul. Ai văzut că e chestia aia când ca să știi unde se îndoaie cartonul, așa. Are o fel de cut așa. Ah, da, ok. Pe aia ți-o face Big-ul, așa se numește mașinăria Big-ul și treci prin Big. Să spune cineva că nu e un clip educativ. Exact, adică... da. Ați învățat și la Big, nu știu dacă se numește Big, așa i-a zis, stai. Eu știam că pentru are o total altă conotație când mă rădeam cu Big-ul, acum e total în mintea mea total. Cu Big, așa. Big, te rădeam Big. Ai Big. Are și un Big? Da, da, un Big. Sigur că da. Mm-hmm. Și nu te-ai dus pe vas. Nu m-am dus pe vas pentru că taică mi-a insistat. Bă, ce? Taică-tu ăsta nenorocit? Da. Te-a trimis la București cu forța, nu te-a lăsat pe vas. Și a zis, nu te duci la București și mai faci anul ăla, nu te duci pe vas. M-a deprimat, așa, eu eram foarte hotărât pe vas. M-am dus la București și aici, sincer, am lipsă un an. Că nu știu cum ce s-a întâmplat, dar ideea e că m-am întors la Buzău. Că mi-a zis, mă, că nu e pentru mine București, nici școala. Și okay. Cumva era ideea să mă întorc la Buzău și să muncesc la taică-miu, la firmă. Și aici intervine și de ce cred în destin foarte mult. Eram, deci după program eram acasă și m-a trimis taică-miu să iau ceva de la firmă. Și eu în drum spre firmă m-am oprit pe la HD-ul, pe la basket. Și am jucat basket și atunci mi-am distrus piciorul. Am picat foarte rău și mi-am distrus genunchiul stâng la modul horrible. Și după aia, în fine, m-am fost la spital. Și la spital, nu știu ce acolo, mi-au pus în gips, ca așa se făcea, ce-l punea orice, punea gips. Și apoi când m-am întors spre casă, m-a taică-mi și a întrebat ce, unde sunt alea de la firmă. Și zic, păi n-am fost, că am fost la bani. Eu te-am trimis așa și bla bla bla, că uite că de asta bla bla bla. Ca un tată normal. Și atunci am zis, ia când bat picioarele, mă duc la București și mă angajez. Și m-am întors la București. Dar nu știu exact care a fost timeline-ul, pentru că am avut și am lucrat și în asigurări un an de zile. Dar nu mai știu cum, când. Nu mai știu cum, când s-au întâmplat astea. Și am lucrat pe la asigurări un an de zile și după aia am lucrat și am văzut niște lumânări la un moment dat. Lumânări? Da, da, da. Eram, de ce? Erau niște băieți, niște golani așa, care aduceau televizoare, lumânări și m-au angajat pe un post de agent de vânzări. Și asta destul de mult acolo, că era o fată care... Tot bagabunți! Așa? Numai că n-aveam de o șansă și eu și futea la șef, unul din șef. Ne-am dat seama mai târziu. Făcea nopți romantice în fiecare seara cu lumânări, nu? Da, da, lumânări de alea. Mamă, și a fost oribil, pentru că fiecare lumânare, când n-avem atunci, nu erau, nu știu, era tehnologie și trebuia să scriu de mână toate codurile de bare. Da. Și după ce luam fiecare, că erau câte două lumânări din fiecare, puneam în cutie, mă duceam la un magazin. Sau chiar îți plăcea fata asta. Da. Și apoi luam iar și pe cod de bare, în fine. După aia, nu știu, am luat niște chestii, dar era destul de praf. A fost foarte tare că am avut un job 2 ore. Da. Cum? Era la o firmă de construcții, trebuia să mă angajez agent de vânzări. Și eu plecam, eu steam în militar la Gorjul, mai la Valea Lungă. Și ca să ajung, când am fost la interviu, deci schimbam vreo 3 autobuze, un tramvai, treceam o cală ferată, fugeam de niște câini și ajungeam la sediu. Am luat interviu vineri. Și când m-am dus luni la muncă, zic, bă, da, mi-a plăcut tine, ok, în ce muncă? M-am dus luni la muncă, dimineață, mi-a dat niște cataloage, aveam o colegă și un coleg. Băi, stai, îți plăcea de colega aia? Nu, asta vreau să zic, aici a greșit.
Ăla era, vorbea mult și prost, aia era, vai morți. Și treceam eu prin catalogul ăla, zic, bă, oricum plec de aici. O cred. Și m-am zis, după o oră jumate, două, m-am zis, birou la șef, auzit, nu mai stau. Și a zis, bă, apreciez că nu mi-ai pierdut timp. Zic, ok. Și am plecat. Și după aia, ca să fie, și am zis eu, gata, nu știu cum mi-a răsărit mie, de vreau să scriu un serial. Dar asta mi se pare ciudat, pentru că e din nimic, pentru că niciodată n-am avut partea asta. Adică singura chestie aproape de performance, să zic așa, în generală, nu mai știu, cred că a 5-a, 6-a, făceam în fața clasei sketch-uri din Mr. Bean. Ok. Da, și alea chiar eram obsedat de Mr. Bean și îmi plăcea și le făceam acolo, în clasă, cu un coleg, în fine. Dar în rest, nimic, în fine. Și mi-a venit mie, era, nu știu, am vrut să scriu un fel de Friends, așa, cu niște prieteni, unul De Niro, mi se părea mie ca personaj, că era foarte mare fan De Niro și eu era așa de fiind. Era un prostie. Și aveam cumva această idee de scenariu. Long story short, m-am zis la basket cu prietenul meu, Michi din Buzău, dar am fost la basket în București și i-am zis asta. Nu știu, te mă gândeam la un serial de făcut și ăla mi-a zis, păi, hai să-ți dau, sau nu știu dacă avea număr, nu. A zis, să știi că sunt niște băieți care se ocupă cu comedie la Cafe Deco și mi-a zis de Bobonete, dacă, nu știu că avea numărul, în fine, și a zis, dacă uite, mergi acolo și vorbești cu ei, că și ei pe comedie, dacă e să încercați. Și următorul weekend a fost cu Michi la stand-up și am văzut porcărie de spectacol. Pe cine? Da. Păi cine era Bobonete, Varză, era Teo Praf, era Costel, care a urcat în fugă pe scenă cu ghiozdanul în spate. A văzut, du-te, mă, ești prost la cap. Penibil rău. Cine mai era? Cristian Dumitru, cred că a fost ok, Cristian Dumitru, Bordea. Și acolo a fost tot switch-ul, pentru că am văzut aia, clar, cum orice om zice, bă, da, eu pot mai bine de atât. Da. Clar, fără doar și poate. Și în următoarea săptămână, deci efectiv a fost la modul, eu cred că am scris în săptămâna aia materialul pe următorii 2 ani. Deci scriam în continuu, veneau în continuu. Aveam un spray de la Nivea cu 33%, îl țineam ca microfon și în săptămâna aia, cred că, jur, am scris în continuu, toată săptămâna. Și apoi am urcat, că atunci se urca oricine, se urce. Eu am intrat în locul lui Cristian Dumitru, clienți lui Bob Mubapicel, eu nu mai vin dacă nu-mi iau bani, fac de atâta timp și căcat și zis, bă, n-am să dau bani, doar să dau pe cineva afară. Tara! Vai. Sau așa mi-aduc eu aminte. Și probabil și el de aia are poze cu tine și cu săgeți. Și... Da. După aia Mihăluș, oricum Mihăluș nu prea se ținea. Eu când am ajuns era și... Nu cred că era, nu, eu pe Goga, Strunilă, da. L-am prins doar la un show, nu știu așa, dar nu, el deja plecase. Dar... Era atât de bun? Că era, zice că era, bă, extraordinar. Legend has it că era extraordinar, da. Deci era foarte bun și pe improvizație, adică nu neapărat pe material, că n-avea nimeni material, da. Dar la momentul ăla era ceva deosebit, foarte, foarte bun, so I heard. Și atunci au rămas Teovio, Costel și Bobo, trupa Deco, cam ăștia eram. După aceea, ușor, ușor, Bobo, i-am făcut cariera lui Bobo. l-am împins spre el, săracul. Și am rămas Teovio și Costel. Da, e cumva impresionant că după atâția ani cumva încă faceți împreună, încă sunteți prieteni, cât de cât. Nu i-a cerat niciodată de la bani. Știu că râdeam că e principiul banii puțin se împart ușor, dar nu, asta de adevăr a fost o chestie, deci ne-am nimerit, da, foarte. Și mai ales ca și, adică, cumva a și rămas chestia asta și, adică, se băteau, da, pot zic că se băteau ei doi acolo la vârf, eu eram mai în spate și chestia asta, adică niciodată n-am, adică nu ne-am bătut o trei pe de top spot, a fost mereu între ei doi cum ar veni. Da, cumva, cumva mi se pare combinația voastră foarte reușită și prin prisma stilurilor de comedie, că sunteți total diferiți, adică e un show complet. Da, știi? da, eu, într-adevăr, e și mie câteodată, așa mă uit sau cum am merge prin țară și, bă, da, e un show mișto așa, adică asta zic, da. Toate, da, e un show drăguț. Eu pe voi prima oară v-am văzut, când ați fost în Suceava, la Arena Pub se chema,
Da, da, da. Și țin minte, ți amintești că era Chanel? Dar tu n-ai deschis atunci. Nu atunci. Nu atunci. După aia, ok, ok. Nu, voi ați avut acolo la Arena Pub, țin minte că am mers și, bă, efectiv m-am pișat pe mine, da, da, nu mai, da, a fost un show extraordinar. Oricum ieșea tot, că era, nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. Da, da, da. Așa? Țin minte că am strâns foarte mult timp bani ca să am bani de bilet. După aia am venit tot la voi, la Casa de Cultură din Suceava, unde a fost destul de puțină lume. Și ați dat aceleași glume și eram super ofticat, că eram, băgam-aș picioarele, cât m-am chinuit eu să vin la show-ul ăsta, să strâng bani și să aceleași căcaturi și oricum le știu și nu știu ce. Da. Și după aia, că eu am urcat, nu cred că mai era Arena, era... Nu, era în altă parte, am făcut atunci. Babilon? S-ar putea, da. Da. Da, atunci am urcat eu, dar erau niște ani, eu deja, deja plecasem la facultate, mă rog, dar eu v-am văzut prima oară la Arena și a fost, Doamne, gis. A, și după aia la Cluj v-am văzut în fiecare an, când am fost la facultate, la Midi veneați. Da. Și mai veneați la ăla din Ring. Ring? La Ring, da. În campus sau cum se numește. La Ring, da, în discoteca aia, da. Da, și asta zic că show-ul era, și este, și acum de asta e mișto, că e un show complet, că, cum să zic, diferit. Da. Că mă gândesc că, de exemplu, dacă pui un show cu, să zicem, cu Sorin, cu Costel și cu Bordea, cumva mi se pare că, știi? Înțeleg, apropo de stil și așa, da, înțeleg. Înțeleg ce zic? Da, adică da. Cumva e un ritm alert constant. Și e, parcă cred că era fi obositor. Da, e posibil. Așa, da. Teo e cum e el, filozofii, nu știu ce, tu ești stilul tău caracteristic și așa, și Costel vine cu energia. De-aia zic că mi se pare că e o formulă și creativ, v-ați nimerit foarte bine. Bă, da, am avut un noroc fantastic, adică doar noroc, și cum ne-am brodit și ne-am înțeles, a fost ok. Păi bun, dar asta s-a întâmplat, v-ați întâlnit, v-ați plăcut, ce rămâne făcut, dar de la asta până la a face bani, că tu trebuia să faci niște bani, să ai și tu de o chirie, de astea. Eu nu trebuia să am de chirie, că aveam apartament în București. Aveai apartament? Da. Holy shit! Da. Dar tu ai stat cu micuțul la un moment dat, nu? Da, dar târziu asta, mă. Da? Asta cu micuțul, deci... Nu mai țin minte când a stat cu... Am stat un an cu micuțul. Deci știu că am stat, deci, fucking shit, 2000, dar nu numai 2004-2005, știu că am stat un an cu Costel. Ok. În care a fost efectiv, e greu să, dar aș zice că a fost cam cel mai mișto an. Și am doi copii. pentru că a fost perioada mea de chiar wake and bake, adică eram la modul... Da. Ne distrugeam. Da. Și atunci aveam un Cielo alb, țin minte, în Cielo ăla, băiatule. Deschideai ușa. Da, efectiv, da. Și râdeam mult, foarte mult. Râdeam, a fost, și făceam paste cu cârnați. Asta mi-aduc aminte din perioada, am făcut o grămadă de paste cu cârnați. Și după aia am combinat eu cu Andreea, dar nu mai știu, cred că în 2009. Dar pe acum, unde v-ați cunoscut? La un show? Sau la club, da, la Deco 1. Mamă, stai să... Nu l-am prins pe ăla. Nu știu cu Andreea, Deco 1. Deci, I want to say... Stai, mă, că Club 99 e din 2009. Da. Deci, cred că în 2007. Da, cam așa. 2007. După aia m-am despărțit de Andreea, ca stau cu micuț. Ea zice mereu asta, numai că nu e adevărat. Vrea să creadă, dar nu, din cauza ei. Dar ce legătură are? Așa îmi zicea mereu, că eu m-am despărțit de ea atunci ca să mă mut cu micuț. Da, asta e cu ea? Da. Ah, ok. Atunci deci cred că așa are, e. Are o leacă de noi, mă. Și a stat cu micuțul tot la fel, cam un an și ceva, a fost fain, am râs mult, foarte mult atunci. Și după aia m-am reîmpăcat cu Andreea. Aici vreau să ajung, de la picior. Pentru că atunci când a fost chestia cu... Mi-a zis cineva după mulți ani, prostii asta, că dacă te lovești la genunchiul stâng, înseamnă că ești pe drumul greșit. Și atunci... Da. Și mie mi s-a schimbat viața de două ori. O dată când a fost faza aia cu tecnica, când babcele mă duc înapoi la București, că mi-a rupt piciorul. Și apoi am mai avut la același picior și m-am împăcat cu Andreea după faza aia. Și iată-ne acum. Nu că suntem fericiți, dar sunt doi copii frumoși. O, asta trebuie să fie... Când trebuiau să nască copiii aia. Și m-am lovit la picior. Deci dacă vă loviți la genunchiul stâng, sunteți pe drumul greșit și trebuie să... Faceți opusul, da. Deci aia am învățat din viață. Păi și stai puțin, tu cumva n-aveai presiunea asta că, bă, trebuie să fac bani? Asta cumva, știi că
mi se pare că ajută foarte mult, mai ales în domeniul creativ, că mai știm exemple din media care cumva de acasă era ok. Și au reușit totuși să facă în momentul ăsta bani, dar aveau safety net-ul ăla, că bă, dacă nu iese... Nu, n-am avut, adică la mine safety net-ul era altfel. Două chestii mi-au influențat viața foarte mult. Una fiind un copil destul de nefericit. Și da, și faptul că eram bâlbuit și cu... Te-ai bâlbuit? Da, foarte, foarte bâlbuit. E foarte ciudat, știu. Ce? Adică la modul nu puteam să scot cuvinte, foarte nasol, și ce puțin în, până la câți ani? În generală. Ai căcat, până la 22, până la... Adică, cred că stand-up-ul m-a ajutat cel mai mult. Stand-up-ul și la asigurări, la asigurări. De era cea mai sinistră chestie pentru mine, pentru că noi făceam la asigurări, eram văzători de asigurări. Și făceam, se numea de la 10 la 11, făcea Our Power, Hour, Power, în care ne strângeam vreo 7-8 oameni din aceeași echipă în jurul telefonului. La asigurări tot scopul era să stabilești o întâlnire cu om. Și lua fiecare telefonul, suna din ce număr avea în față și încerca să obțină întâlnirea la telefon. Și restul se uitau și la final, inclusiv cu unui manager, să vedem unde a greșit. Oh, și pentru mine, că eram și bâlbuit, era sinistru, dai seama. Și în general la fel, dacă mă puneai să citești, să citesc, mă omorai. Și, dar mereu am avut această chestie de știam că o să fie bine. Cumva, chestia asta nu știu, bă, e nașpa acum, dar o să fie bine. Adică atât de mult Inception s-a creat, încât și când a fost bine, mie mi-a rămas Inception-ul că o să fie bine. Nu e bine acum, dar o să fie bine. Which is very wrong. Adică okay. E o chestie foarte periculoasă. Adică la mod, bă, e bine, nu? Și mereu eu, cumva, mai toată viața mea și mă lupt cu asta, trăiesc în viitor. Indiferent cum e acum, am trăiesc cu impresia că nu e ok, dar o să fie bine. Which is not good. Da, trebuie să înveți să și trăiești clipa. Asta și a doua a fost safety net-ul. Taică-miu, având... Fapt, nu că avea bani, dar noi nu aveam bani. E celebra poveste. Și era cumva chestia asta că eu, adică nu pot zic că am fost manicei, adică s-a întâmplat să fiu ok cu banii, dar n-am fost o chestie activă spre bani. Adică niciodată n-am strâns bani în viața mea. N-am pus deoparte niciun ban, ever. Și nu, banii care veneau se cheltuiau, adică nu știu. Știu că nu e bine, absolut, nu e bine deloc. Mai ales când ești căsătorit și ai doi copii. Tu ești Deadpool-ul acestei serii și tu ești anti-eroul. Bă, da, adică eu nu recomand nimănui să facă, adică să urmeze chestia asta. Nu, complet. Adică ar trebui să fiu mai responsabil și când mă fac mare o să fiu. Da, păi, da, nu mai mult. Cam ăsta e scopul, da. Și dacă, când ai început să câștigi din stand-up bani, serioși, adică serioși încât totuși să simți ceva, nu cum era la Deco, că luați niște bani de bere. Am făcut 2009. Mm-hmm. Bun. Atunci s-a schimbat, da. Așa, și atunci hai să vedem așa, mai cam în ce ani ați intrat voi în trupa Deco, mai știu oare? În trupa Deco? Da, când s-a creat la Deco. Cred că 2005, 2000, adică eu am venit în 2004 în toamnă, o dată cu Costel, și cred că în 2005-2006, cam atunci. Deci... Tu vorbești trupa Deco, te obiești Costel? Nu, eram curios, din clipa în care ai urcat prima oară pe scenă până când ai început să faci bani în domeniul ăsta, cât să te poți întreține, câți ani au durat? Asta m-a interesat. Știi? Adică, înțelegi ce zic, pentru că eu de fapt am început această serie pentru că vedeam foarte multe comentarii că ce mă, stai job, bă, ce mă, că spuneți voi două bancuri. Da. Și cumva aș vrea să aduc oameni care fac bani din comedie și din activități artistice, ca să înțeleagă cei care se uită sau ce-ar dori o cale în acest domeniu, că nu e chiar așa. Bănuiesc că ai pățit și tu să te întrebi oameni, bă, m-aș apuca și eu de stand-up, dar cam cât bani se fac? Da, dar uite, vezi că și aici e complicat, pentru că noi vorbim de niște vremuri în care era ca și cum ai vorbit de privatizare acum cu cineva care s-a privatizat în 90, după Revoluție. Era cu totul, era haiducii, da, era da, cu totul. Da. Și mult mai ușor. Adică eu n-am... Adică nu pot să mă plâng sau ceva de genul, că noi am avut un noroc fantastic până la urmă. Acum eu nu m-aș apuca de stand-up. Serios? Jur, mi se pare foarte greu. Se pare mai greu acum? Da. De ce? Mi se pare mai ușor acum. Doamne, este oribil. Este oribil, în primul rând, că faci bani greu și nu e asta problema. Cea mai mare problemă e că sunt animalele astea mari.
Și este dezarmant. Adică eu atunci m-am apucat pentru că în capul meu și fi și cu orgoliu și așa, și cu ego praf, nu m-aș fi apucat, pentru că i-am văzut pe ăștia că-s praf. Dacă erau buni, eu nu mă apucam niciodată. Și acum gândește să mergi la un show în care îl vezi pe Teo, pe Costel sau pe Sorin sau așa, Toma, Cristi Popescu, nu vreau să uit pe nimeni. În fine, nu mai, că toți restul. Vreau să mai dezarmați. Eu nu cred că cineva acum poate să vadă gen pe Sorin, bă, aș putea să fac și eu asta. Dude, no! În niciun caz. Adică te duci la un open mic și vezi, ok, aș putea și eu să fac, dar... Mi se pare că sunt foarte mulți open micers și mi se pare că au un nivel foarte ridicat, că cumva ei do se they? Antamează... Do they? Bă, unii da. Bă, da, unii mă, da. Mă, ok, știu. Mănânc. Uite, eu l-am văzut, de exemplu, cine m-a șocat pe mine acum lately, așa, a fost Mitran. Ăla, Mitran nu e open mic. Păi nu mă, stai! Bă, eu tot zic cu... mai zic cu... Eu, da, mă, da, curat? Nu, ok. Să-mi zici. Nu. Nu contează. Da, mă, dar Mitran... Păi nu, mă refer la generația Mitran, Ciul... Adică toți care ar veni la Stand Up Revolution, de exemplu. Nu mă refer la open micări... E ciudat, open... pentru că din oamenii ăștia pe care ai zis, toți sunt middleri acum. Păi da. Dar nu sunt open micări. Open micări generația înainte de ce e acum, zic. Știi? Okay, generația da, aia da, de open da, micări. Da, da. Dar eu l-am văzut pe Mitran, îți dau un că de el da, vorbeam, da. L-am văzut pe Mitran... acum, să zicem, un an jumate mi-a deschis la noi odată așa și m-am uitat și zic, bă, nu știu ce să zic. Și l-am văzut acum, următoarea dată l-am văzut acum și am fost, holy shit, cât de, doamne, cât de bun, știi? Da, foarte bun, știu. Nu mai zic de Mirică, nu mai zic de ăsta. Mă, uite, mi-a plăcut la fel foarte mult, cum îl cheamă, mamă, ce lapsus am. E iubitul Deliei, de la improvizație. Aoleu. Face și ele George Dumitru. George Dumitru. Mamă, foarte extraordinar. Bun, foarte bun George Dumitru. Da, da, da. Bă, da, au apărut, da, au apărut niște oameni foarte buni și e oh my god. Cu toate mă uit așa, zic, bă, sunt mai bun ca mine. Asta zic și eu. Eu uneori mă gândesc că la nivel de glumă, mă uit la unii și bă, glumele ăstora, sunt mai bune ca ale mele. Da, eu am noroc că având experiență, pe scenă, cumva delivery-ul e mai bun sau am siguranța de sine mai mare. Dar rest? Da, și eu simt la fel, eu simt că îi păcălesc. Cred că trebuie să fii, dacă ești normal la cap, trebuie să ai sindromul impostorului. Da, da, da. N-ai cum, dacă nu ai chestia asta, ești psihopat. N-ai cum să treci cu impresia că ești tu funny și darul Dumnezeu pentru comedie. Du-te, morții, mă, și nu pun niciun nume aici. Da, da, cred că ne-am prins. Da, dar, așa. Pe de altă parte, mi se pare foarte important să crezi asta. Am mai vorbit toată într-un podcast de chestia asta, cu oamenii care sunt foarte buni la stand-up, eu dacă ți-au pe rând, fiecare crede că el e cel mai bun. Toți. Nu, acum nu intrăm efectiv, dar mă toți gândeam. Care sunt, fiecare crede că el este cel mai bun. Da, problema e că mai sunt unii care cred că sunt cel mai bun și nu... Și sunt, da. Mi-a plăcut o vorbă, era antrenorul lui Mike Tyson, că zicea, I don't think I'm better than anybody, but I don't think anybody is better than me. Da, da, da. Și era așa, e mișto pusă. E o prostie, dar e mișto pusă. Păi, știi care e chestia? Mi se pare că e super volatilă treaba asta. Când vezi, de exemplu, cum suntem noi care vedem 4 show-uri de stand-up pe săptămână, sau nu vezi tot show-ul, dar vezi jumate din ăla dinaintea ta. Uh-huh. Seri și seri. Adică? Adică, de exemplu, eu pot să vin într-o seară... și să... Adică eu am avut seri în care au venit oameni la mine care să-mi spună, mamă, ești extraordinar, Costel ăla, praf. Și eram, hai să nu, știi? Da. Pentru că poate a avut el o seară mai proastă sau nu știu. Eu nu cred în asta cel mai bun, pentru că fii atent, hai să spun teoria mea. Ok. Teoria mea așa. Este că dacă iei primii 8-9 comedianți din țară, ca așa. Vânzări, ca material, ca, așa, ca entități, ca headliner, okay. Eu cred că toți sunt diferiți unul față de altul. Ca tot. Ca, zim doi comedianți care se aseamănă din primii 10. Dar mi se pare că următorii care vin seamănă cu unul sau cu altul. That's an interesting. Și atunci mi se pare că pentru unii e foarte greu să devină headliner, pentru că de exemplu, dacă tu ești pe stilul Costel, e foarte greu să fii mai bun decât Costel. Da, da, știi? Da, da, da. Bă, pe de altă parte, știi și tu că stilul se dezvoltă în ani și corect. Ani, adică momentan ei fac, adică stilul ți-l dezvolți în momentul în care te duci mai spre un act out, mai spre acolo se dezvoltă mai degrabă stilul.
nu cred că o să vină cineva care o să-ți rupă capul cum a fost Radu Isac. Da, da, exact. Adică un Radu Isac, într-adevăr, când a venit Radu Isac, a fucking shit, a fost cu totul altceva. Dar ăștia sunt rari. Da, da. Și mi se pare că ahead of their time un pic. Ahead of his time. Ahead of his cel puțin Radu. Da, da. Radu, efectiv, a fost un... Uite, Radu e comic. Bă, da, Radu e... Deci este... Știu că, adică nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Radu, într-adevăr, când a apărut, a fost cu totul, cu totul altceva. Adică era... Și mai toată lumea a început să se limite pe Radu Isac. Adică era... Da, da. Era, da. Păi mi-aduc aminte, când am venit eu, mi-aduc aminte că Raul era super fanul lui Radu și eu eram, dar eu sunt moldovean. Ți-mi minte că Raul avea accent de moldovean la un moment dat. Da, da, și eram, da, cu da, ești da, din Tulcea. Nu. Da, știi, da, știi, da, foarte mulți oameni da. Luau din, și cu asta, cu mâna în șol și cu, da, nu, Radu Isac a fost un, și a fost, și să-ți fac, e un fenomen, pentru că nu are. Da, cumva, uite, pare n-a, rău, îmi pare rău că da, de ce? Poftim? Îți pare rău că a plecat, dar de ce n-a prins în România la modul bă, rupere? Acum am e greu, după părerea mea, trebuia să mai aibă o puțină răbdare, atât. Adică, atât, strict atât. Ok. Și s-a încercat ceea ce fair play to him, s-a încercat și în America și în Anglia. E bine în Anglia acum, da. Ca și cum. Eu tot cred că dacă avea răbdare și România și rămânea, era... Băi. Mai ales acum că sunt o grămadă de emisiuni, sunt o grămadă de locuri în care poți fi vizibil. Da, și nu numai asta, că a fost și la umor, dar el putea să build pentru că era atât de... Nu știu, atât de fresh și perspectiva și cum da. Avea... Ai cu valorile, țin minte, că eu eram la Suceava atunci. Extraordinară cu valorile și da. Multe, și în fine. Foarte bun, așa. Ok, am înțeles. Stand-up, nu știu ce, ai deschis Club 99, ai devenit da. Patron de club. Patron de așa. Ai început să trăiești efectiv din stand-up. Da, da, da. Bun, și după aia a venit ideea cu vinul. Da. Vio are un vin, se numește Lejereanu și îl găsiți da. Pe... Pe internet. Pe internet. Nu știu când apare ăsta, momentan e pusă puțin pauză la site pe lejereanu.ro. Oricum intrați pe lejereanu.ro. Deci, cum a fost cu partea de business? Când am, în vara în care mi-am dat seama că o să fac 38 de ani, am zis, băi, ești prost, mai am alea că fac 40. Ce dacă am rămas doar cu glumele astea și nu, nimic, adică nu, și nici nu e ceva în care, direcție în care să trag. Dar ciudat totuși că vin, că stai că... puțin, nu, că n-a fost. Eu am avut 3 idei okay. de business-uri, toate au ieșit, dar n-a ieșit niciuna. Dar să zic cum. A pornit așa, am avut 3 idei. Una a fost, am un prieten, Puiu, salut Puiu, care e maestru pe cocktailuri, pe băuturi, pe... Am fost la Sighișoara, l-a luat, ne-a făcut niște cocktailuri, ne-a distrus. Păi a venit, a zis, Puiule, hai să încercăm să... îmbuteliem o băutură. Cum o gândești tu? Cum... Și a zis, hai să facem un fel de Hugo românesc cu vin, soc și nu mai știu ce era pe acolo. Și am început eu să, chiar în anul ăla, m-am dus, am fost până la Suceava, că erau niște băieți care făceau soc și mă gândeam să fac cu ei. În fine, m-am întors, n-am rezolvat nimic și apoi aveam show cu ceva mărunt la Iași. Pe drum mergeam cu Dan Frâncrescu și vorbeam de chestie, uite că și eu, i-am zis că vreau să fac o băutură, aveam și nume la băutura aia cu soc, se numea Soc și Groază și o aveam înregistrată, că nu o bun. Pentru că în continuare vreau să o fac. Și am zis, da uite, am vorbit cu oameni ăștia cu socate, e complicat și Dan zice, și eu aveam o idee, l-am dat să îmbuteliez un șpriț single serve, Lejereanu. Și am zis, hold that thought, că a fost idealul Dan. Am zis, hold that thought, hai să încercăm să facem împreună chestia asta. Și de acolo am început să căutăm distribuitori, să facem branding, să facem bla bla, vizual, etichetă, slobos la tavă. Ok, că de aia ziceam că mi s-a părut ciudat, că eu când am aflat și am văzut pe net, am aflat, da, da. Eram, nu știu dacă l-am văzut în viața mea pe Vio să bea vin, te-am văzut doar cu bere, toată viața. Da, nu aveam ce treabă. Apoi a fost tot în vara, eu am nașul, de cei mai vechi prieteni ai mei, de la Buzău, Rușan Petrus, care ulterior a devenit și nașul meu, prieten vechi și a fost exact prietenia cum trebuie să înceapă. La început ne-am detestat efectiv, ne-am cunoscut la basket, într-a șaptea, el credea despre mine că sunt prost
Ceea ce în continuare, eu cred despre că e un arogant muist, ceea ce în continuare. Și a fost, deci efectiv, nu suportam, îl uram. Și când am intrat în clasă, într-a nouă, am întârziat când am găsit clasa, am intrat, era un singur loc liber, ghiciul lângă el. Tu-s morți, și a rămas în banc cu el, prieteni, între cei mai funny oameni pe care îi știu. Dacă omul ăsta alegea comedie în loc de business, era dude incredibil de funny, foarte funny. Două beri. Ce? Două beri trebuie. Nu. Nu, nu-i trebuie să urce pe nu știi cum e vorba aia, mă, că dacă am un naș, da, pune faianță, dacă dai două beri. Da. Nu, Petru niciodată, dar e foarte fain. Și el are, e în confecție, e bine, așa mai departe. Și tot îi ziceam, tot în vara aia, că a fost a doua zi, bă, hai mă să uite că tu ai aia pe confecție, eu mai am o leacă, hai să încercăm să facem un brand ceva. Bă, că nu merge, că bla bla, că nu știu, mai vedem, n-ai ești. A treia idee, ca să continui cu asta, după aia, mergând cu Sorin la show-uri, a zis Sorin la un moment dat ce, bă, ar trebui să faci o chestie care să fie, bă, faci o chestie pe aia să o faci, să nu faci mai multe. De exemplu, faci hanorace, faci doar hanorace. Și hai să-ți faci hanorace, să zici hooligans. Era așa, hooligans, nice. Da, știu. Sunt pe Petruț, uite, eram cu Sorin și vorbeam de chestia asta, faci niște o serie de chestii cu glugă. Geci, parca, hanorace, spune hooligans, hoodie și așa. Perfect, gata, sună bine, hai să facem. Am făcut. Încă nu e ok. Adică am dat drumul, dar mai avem de implementarea. Dar eu m-am uitat, știu că m-am uitat pe... Da, site. Sunt niște... Da. Adică produse sunt foarte bune, sunt foarte mișto, doar că trebuie să mai venim în spate cu marketing. Și a treia idee... Voiam să fac o linie de sneakeri în România, că nu există sneaker românești. Și mă gândeam eu de făcut cu graure, mă gândeam să... Că sunt mulți producători de pantofi în România. Să produci un Adidas Basic, cum e Air Force One sau așa, și după aia în colaborări cu graure, cu niște, așa, să faci niște modele. Da, mișto asta. Da, și pe asta am făcut. A, și, da? Da. De asta nu știam. Nu, să vă să iasă acum. Și am zis, și tot vreau să vorbesc, mă gândeam, zic, bă, dar ce treabă am? Că n-avem treabă cu graure, nu mă cunosc graure, i-am zis lui Șorea, Cristi Șorea. Și Cristi Șorea a zis, bă, dar las până la faci graure, că n-am. Hai să facem, uite, Drăcea se pricepe la sneaker și hai să facem asta noi. Dar știi ce? Hai să. Și după aceea a găsit Cristi un producător foarte, destul de ok și un designer mișto de... Ăsta trebuie să iasă, adică avem oarecum finalul, dar a durat mult pentru că e mai complicat la sneakers. Și trebuie să iasă și asta, în toamnă o să iasă și asta. Păi să văd o poză. Că noi când o să postăm ăsta, va fi deja... Nu știu dacă este varianta finală, mai bine îți arăți că oricum noi... Da. Dar acolo eu am avut the finishing touch. Am zis linia asta de sneakers va numi Grav. Which is nice. Grav. Știu, Grav. De la... Mă gândeam la asta, când gândeam la un nume și mi-am dus la american cu what are those? Știi, la mod e Grav. Și chiar arată bine, sneaker. Mișto. Și logo e drăguț. E mișto. Și acolo ce ești tu cu Drăcea? Cu Drăcea, cu Șorea și Sorin. Ulterior. Că Sorin a intrat cu niște idei foarte bune și a zis, bă, the more the merrier. Da. Și au fost, deci, niciuna n-a ieșit cum am văzut eu, dar până la urmă cumva s-a... Eu n-am făcut bani din asta. Adică, asta vreau să întreb, sunt... ai câștigat din vreuna? Bă, până acum, ce a produs într-adevăr, a produs Lejereanu, dar am reinvestit cum ar veni. Adică Lejereanu e ok. Hoodigans, acum, adică s-a drumul, au început să vândă, e ok, dar acolo trebuie să mai pun niște chestii la punct și Grav trebuie să lanseze în toamnă, să vedem. Am vrea să facem mai multe colaburi, așa, că acolo e mai bine. Știi că ăla face un model cu Teo, un model cu Andrei Cioban și să aibă sneakers-ul și îl face. Mișto, tare, vreau. Da. Vreau și eu. Și astea sunt cele trei idei de business care nu mi-au produs niciun ban, dar mark my words! Copii, aceștia nu sunt Adidas-ii mei, sunt Adidas-ii urmașilor noștri. Dar, da. Deci, practic, acum ești antreprenor, comediant și ești host de emisiune, host, da. Da. Între ghilimele. Bă, jurat, asta cu juratul, mă. Dar e fun. Uitându-mă în spate, puteam să, nu știu, parcă am fost... neapărat crispat, dar puteam să ne... Uite, vezi că și asta, nu știi cât să o dai în glumă, cât de mult să iei în serios ce se întâmplă. Până la urmă, e un concurs serios. Păi, da. Și mereu am avut chestia asta. Pentru voi poate nu e, dar pentru oamenii care participă, sigur e. Da, aia e chestia, da. Și atunci am zis, bă, nu știu, a fost așa puțin. Poate o să ne... Nu știu, eu ce puțin, poate să fie mai bine la sezonul 2. A fost ok, n-a fost rău. Dar se face sezonul 2, am înțeles. So I heard. Adică din ce... Dacă nu apar
Prince of Persia ceva. Da, da. Dar dubioasă treaba aia. Mă rog, cred că oricum bănesc că s-a discutat și s-a răzdiscutat pe podcasturile voastre. Da, da, da. Nu, a fost... Vezi, de-aia n-am reușit în, că n-am reușit în viață, poate o să reușesc. Da. A fost o era că pe mine nu mă drag. Ok, dar fii atent, două întrebări. Prima dintre ele, de ce nu filmezi special? Care e ideea? Care e faza? De ce nu faci? E muncă. E muncă și îmi dau seama. Păi trebuie să faci tu. Păi nu, ca să filmez special trebuie să mă duc întâi cu show-ul ăla prin țară sau să-l fac de vreo câteva ori. Păi dar faci, ai 80 de ani de materiale pe care poți să le dai. Da, știu, dar în capul meu mă gândesc că ar trebui să aibă, plus că mi se pare că nu are un cap-coadă și multe special-uri acum sunt o înșiruire de bucăți, adică nu sunt special-uri. Și aș vrea să, nu știu, mă gândeam sau să pun bucăți sau să fac special, sunt foarte așa, mă gândeam, am nume. Poate au început la tine cu numele, ai văzut? Da, și... da. Da, exact. Că vreau să, normal că o să am glume din spate pe care trebuia să le pun atunci și de aia specialul se va numi toate la timpul lor. Pentru că nu sunt la timp. Dar da, sunt așa, dar oricum clar trebuie să-mi pun că am o tonă de material care nu e nicăieri și o să pun cumva, ori fie creez un special sau le pun pe bucăți. Da. Dar nu știu, nu prea pot zic că sufăr de asta cu special. Nu, dar așa ca o încununare a atâtor seturi de glume, doar de asta. Și fii atent, a doua întrebare, foarte mulți oameni zic că, nu, dar chiar asta știi și tu că așa e, și mulți comedianți care zic, bă, ce mă enervează că n-a vrut Vio să facă mai multe chestii. Da. N-ai vrut să faci mai multe chestii? Sau care-i faza? Că oamenii, sunt mulți care cred că tu ai zis, bă, eu stau aici și las pe Teo și pe Costel. Da. Care-i faza? Bă, nu știu, cred că a fost în mare parte lene, amestecată cu lipsă de încredere și chestia asta de a man up. Asta mi-a lipsit. Pur și simplu, de a face un pas în plus. Mereu am fost așa, las-mă să te las. Și cred că de asta. Și normal că uitându-mă înapoi, dar bineînțeles că și asta cu uitatul înapoi, bă. Da, normal că te uiți înapoi tot, bă, că trebuia să fii făcut, să fii așa. Da, da. Ok, zice. Deci n-ai regrete, n-ai... Ba da, normal. A, ok. A, bineînțeles, doamne, ce... Zi unul. Sunt psihopat. Păi... Nu, unul concret. Uite, pe de altă parte și asta... concret, da, cu... Regret că n-am pus material la momentul ăla. De exemplu, păi știi cum se întâmplă cu materialul că putrezește și mai departe. Și într-adevăr, bucata aia cu Eva, cu... Mai dai? Mai dai, da. Da, era... Și într-adevăr... Păi și ce crezi că nu poți să o dai acum? Nu. De adică ce? Pot să o dau, dar nu e aceeași chestie. Trebuie să dau la trecut, adică nu mai... Atunci avea 2 ani, acum are 10. Și... Mai cred că e una dintre cele mai frumoase bucăți. Da, era o bucată foarte frumoasă. Da, cumva ți-am zis, regret că n-am pus-o cum ieșea în club și era mișto. Aia da. Așa. Și ce, nu există nicio filmare cu ea? Ba da, există. Cred că am dat-o într-o formă undeva pe la Comedy Central, mi se pare, dar nu era de club așa și cum era mișto. Deci asta, cam asta ar fi și mă gândesc pe de altă parte, uite și asta cu show-uri singuri. N-am... Da. Adică, pe de altă, adică ar trebui să ai un special dacă faci show-uri singuri. Cum mie nu-mi place în mod deosebit să fac show-uri singur, mi se pare să vorbești o oră singur și trebuie să fii psihopat, după părerea mea, cum să te auzi doar pe tine o oră întreagă? Cât de mult n-ai fost iubit? Spate, asta e chestia, gândirea mea, ca să rămân semi-întreg la cap, poate era mai bine să făcut chestia. Da. Se pare că nu vom ști niciodată. Nu vă știu niciodată, dar long story short, e ok. Poate și ăsta e motivul pentru care, nu știu, faptul că n-am așa, s-a și menținut de Ovie și Costel, am fost bine, a fost ok, mi se pare, oricum am tras paiul lung în viață, adică, dude, ai auzit ce ai zis la început, ce făceam și cum eram, adică și este fucking shit și lăsând orice chestie, bă, dacă am făcut ceva în această viață, am râs, mă, cățești curat, am
Da. O grămadă, o grămadă. Și da, a fost pentru mine. Păi tu, cred că mereu ai fost în toate proiectele în care ai fost, ca lipiciu care ține chestia împreună, știi? Da, da, da. Că știu că așa e și în format Ovio și Costel, așa era și cu podcastul cu Bromania și cu Micuțu. Da, știi? Da, adică cumva, da, foarte important acel ingredient. Da, 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 știu, știu, știu. Adică... Da, știu. Și e, a fost ok. Și, și la fel, nu știu dacă Teo și Costel în formulă fără tine sau cu altcineva ar fi rezistat atât. Și eu cred, da, și eu cred. Sau vreau eu să cred. Nu, 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 cred că așa e. Dar da, e, e posibil. Și deci, practic, dacă ar fi să spui, nu știu, ca o concluzie, norocul? Asta e... Bă, da... Că nu, eu nu cred că e și muncă, cam an, că ai o grămadă de materiale scrise, da, de glume... Da, da, material, dar nu e material muncit. Adică nu e... La mine ce munca muncit? A fost zero. Păi, efectiv, adică muncit inclusiv... Pentru că eu am fost într-un safe zone. Adică eu n-am, ne închizând, adică foarte rar am închis show-uri. Nu ai presiunea să faci o să faci show-uri singur. Mai făceam niște glumele, de aia eram cumva în safe zone. Adică eu n-aș recomanda nimănui traseul meu în viață. Deși poate e o idee de e bine, dar nu, în niciun caz. Nu, nu. Nici copiilor. Da. Deci nu, e, nu sunt un exemplu de urmat. Jur. Doar păi așa, de asta zic că am adus anti-erou azi. Da, da, da. Doar în privința, nu știu, unde a fost ok, că, într-adevăr, cu a relație cu oameni e... Dar pe de altă parte, știi cum m-am gândit dacă cumva sunt, dacă am și o doză, dacă sunt parșiv sau... Și mi-a seama că nu, pentru că niciodată n-am avut vreun interes, adică n-am fost prieten cu cineva sau stau cu cineva ca să am un interes sau să obțin ceva. Pur și simplu am stat doar cu oameni care mi-au plăcut și a fost destul de naturală treaba. Și de asta, nu, când mă gândeam, era chestia că viu care se înțelege bine cu toată lumea. Zic, bă, dar oare chiar așa, adică... Ca cu toată, și nu mă înțeleg bine cu toată lumea, adică... Mai mult toată lumea se înțelege bine cu eu. Sau așa, da, să luăm așa. Deci, da. Long story short, oameni buni, băi, să nu faceți ce am făcut eu. Nu, nu ca și cum închid acum, nu vreau... Păi nu, sfatul, dar, de, asta e, sfatul de final este... Sfatul de final, băi, nu faceți asta, adică simt fapt că eu am avut noroc. Pe de altă parte, pe de altă parte, ulterior în viață este atât de mișto să dai... Adică să n-ai țeluri este extraordinar. Și să lași în voia... Nu poți fi dezamăgit. Poftim? Nu poți fi dezamăgit. Bă, da, da, da. Chiar zicea Huberman, nu știu când ascultam, și zicea că e mult mai productiv, de exemplu, ca țel, adică mult mai mare șansa e să faci ceva dacă ai la bază frica versus recompensă. Dacă tu te duci la sală ca să arăți bine, e mai bine duci la sală să nu... Să nu mori. Da, să nu faci diabet sau altceva. Adică dacă scopul tău da, e să arăți înțeleg. Bine, sunt șanse mai mici să te ții. Dacă e bazat în frică chestia aia că, bă, pățesc ceva sau mă îmbolnăvesc, ai mai mari șanse. Și uite, am elucidat în sfârșit misterul și răspunsul la întrebarea de ce oare sunt atât de mulți comedianți moldoveni. Pentru că în momentul în care faci de foame... Că faci de foame... Te chinui. Da, da, dar mie nu mi-a, eu n-am foame. Păi nu, că am stabilit că Buzău nu e, am stabilit, da, 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 am da, înțeles. Da. Da, dar, băi, oricum, bă, interesant. Aveți încredere în, știe universul mai bine, doar știi cum mă gândeam așa la modul că am ajuns la vârsta care, efectiv, deci fără niciun plan sau vizualizări sau căcat, totul se rezumă la ce trebuie să fac acum, atât. Și asta cu, dacă ai tot timpul acest mindset, cu ce trebuie să fac acum, și asta poți să-l aplici în mai multe circunstanțe. Că de multe ori ești cu gând altă persoană. De exemplu, la o petrecere, bă, acum trebuie să mă distrez, să mă droghez, asta trebuie să fac pentru că sunt la o petrecere. Pe de altă parte, în fiecare moment, când te gândești, ok, ce trebuie să fac acum? Și dacă ai mindset-ul ăsta, cred că e... Cea mai complicată definiție la Carpe Diem pe care am auzit vreodată. Bă, da, dar nu este Carpe Diem, pentru că Carpe Diem e cumva în zona aia... Nu, știu, tu cred că zici, am văzut și uite că am uitat, am văzut un film de curând cu Tom Hanks, în care Tom Hanks, deci poveste reală, joacă gazda unei emisiuni pentru copii care era super lovable așa. De toată lumea, o să punem aici undeva când vom difuza cum se cheamă filmul. Și el la un moment dat s-a dus de a un interviu, un ziarist mega de la care scormonea despre mizerie, despre căcate, nu știu. Și a dat un interviu cu el pe set, s-a oprit din filmare, a vorbit cu omul și a zis că știi care este cel mai important lucru pentru mine acum? Așa. Dialogul nostru.
Okay. Acum, în clipa asta, pentru mine nu există nimic mai important decât ce facem noi. Da, da, da. Știi? Da. Și cumva cred că asta e. Că, bă, când, cum zice maică mea, când mâncăm, mâncăm, când ne căcăm, ne căcăm, când ne futem. Da, da, da. Cam, cred că cam asta e. Totuși, aș pune o paranteză. Mie mi-a, e foarte greu de aplicat, dar mi-a rupt capul replică din Gladiatorul. Ok. Fii atent, Andrei. Când îi zice, vine ăsta, împăratul, și zice lui Russell Crowe, așa, împăratul Russell Crowe, okay. Așa, îi zice că vreau să preiei imperiul după ce mor eu, că nu vrea să-i lase lui Commodus și nu știa ce să facă. Se duce înapoi în cort și era asistentul lui sau un asistent. PR-ul. PR-ul, nu. Un om care îi făcea chestii. Și nu știa ce să facă Russell Crowe. Dacă se prea sau nu imperiu. Și îl întreabă pe ăsta, nu știu cum dracul chema, și zice, do you find it hard to do your job? Și zice la, sometimes I do what I want to do, the rest of the times I do what I have to. Și foarte mulți oameni, cred că, nu știu, confundă sau nu au raportul ăsta bine stabilit, încât fac mai mult ceea ce vor decât ce trebuie. Nu, și acel ceea ce trebuie. Și asta e, așa pentru e. Că acel ceea ce trebuie nu e raport al lumei. Tot tu simți chestia aia, că trebuie să faci căcatul. Adică nu e ca și cum îți spune cineva că, bă, tu trebuie să mergi la sală. Tu știi că trebuie să mergi la sală. Adică nu e ca și cum, ce concept ăsta sau ce vii cu teoriile astea? Nu! Stai că scot hamburgărești și trup capul. Exact, da. Eu știu că trebuie să mergi la sală, știu că trebuie să fac lucruri de fel. Și de asta oamenii mai mult se duc spre ce vor, exact ce păi vor. Că e mai simplu, îmi pui, da, e normal. E mai simplu, e mai ușor. E mai ușor să joci FIFA decât să scrii glume. Da, exact, logic. Da. Și dacă reușești pe chestia cu ce trebuie să faci, că nu trebuie să te joci. Da, da. Neapărat. Da, dar cred că dacă urmăm chestiile astea, că bam. Nici un final mai bun nu cred că există. Pe lângă toată povestea asta fascinantă, sfaturi, bă, de viață și citate. Bă, măcar știi cu ce sunt îmbăcat? Că dacă oamenilor nu le-a plăcut discuția noastră, așa, măcar o să aibă pentru următoarele 4 poze de Instagram citate la descriere. A, e tati. Bă, și fete în Dubai, aveți citate. Mai Dubai, fly Dubai. Exact. Vio, da. Mersi frumos. Băi, mersi și eu. Ți-a plăcut whisky bun? Da, foarte bun. Whisky, m-am întins la vorbă, e ok. Doamne. Like, nu? Share, subscribe. Căutați-l pe Vio, pe rețelele de socializare, pe da. Instagram, pe OnlyFans, da, și ce mai are el. Noi ne vedem data viitoare cu un nou invitat.